În această perioadă, cei care au animale sunt tot mai preocupați, pentru că la ovine și la caprine este perioada de fătare, timp în care pot să apară foarte multe complicații. Din acest punct de vedere, la miei mai ales, trebuie să avem o grijă deosebită, pentru că în primele zile de viață poate să apară una din cele mai grave boli, colibaciloza. De aceea noi am apelat la specialiștii Romvac să ne spună ce trebuie făcut în această situație. Este perioada în care crescătorii de animale, dar și gospodarii, au în gospodărie tot mai mulți miei. Știu că au nevoie de recomandări, de sfaturi, sunt diferite afecțiuni care pot apărea acum. Ce recomandări aveți pentru ei? Una dintre cele mai frecvente boli ale tineretului ovin o constituie colibaciloza. Colibaciloza e o boală infecțioasă, încă o dată destul de frecventă, se întâlnește la majoritatea efectivelor de ovine și caprine. E o boală care apare din primele ore de viață. Boala a fost inițial descrisă în America în 1933, de atunci s-a făcut numeroase studii. Colibaciloza miilor e produsă, cum îi spune numele, de Escherichia coli. Sunt nenumărate serotipuri. Sunt peste 16 la ora actuală. Boala apare în special la miei din fătările gemelare, care sunt crescute în condiții destul de vitrege, cu multă umezeală, frig. Colibacilul este un germen oportunist care, chiar din primele ore de viață, populează tubul digestiv. În virtutea faptului că, facem o mică paranteză, o mică digresiune, putem ajuta animalele, tineretul, cu administrând chiar din primele ore de viață, după ce se ingere colostru, care e, iarăși o paranteză, trebuie ingerat în primele maxim 25-30 de minute de viață, să administrăm probiotice. E principiul primului venit. Cine vine primul, colonizează tubul digestiv. Și știu că aveți aici un astfel de produs. Avem diverse preparate pe bază de probiotice, bioenteron, biolactoron. Iarăși, în tratament, dacă vreți, preventiv-curativ, cu un produs nouă, pastă antidiareică, Romenteroprotect, care conține, pe lângă substanțe argilă, morinolit, conține și probiotic în același timp. Cum și-ar putea da seama gospodarii sau crescătorii de animale, imediat după vătare, dacă mielul suferă de această afecțiune sau nu? Colibaciloza apare frecvent la miei de la o zi până la 7 zile. Poate evolua supraacut. Se manifestă cu fenomene septicemice grave, cu fenomene de colică. Mielul e neliniștit, apare diareea, cu tenezme, oricum manifestări foarte grave și dramatice care pot pune crescătorul rapid în alertă. Mai sunt și alte boli ale tractului digestiv care se manifestă la fel, produse de anaerobi. Diferența între enterita colibacilară și cea produsă de anaerob de Clostridium e destul de greu de diferențiat între ele. Enterita produsă de clostridii se manifestă până emisii de sânge, strii de sânge. Dacă vreți, diareile sunt mult mai sanguinolente decât în cazul enteritei colibacilare. Pe lângă manifestările digestive, pot apare și manifestării respiratorii în cazul diseminării colibacililor în organism. Și destul de rar se întâlnesc, dar nu exclusiv, localizarea articulară, care duc la poliartrite, până acesta manifestându-se prin imposibilitatea deplasării miilor. Ce tratament ar trebui să administreze cei care identifică această boală? În primul și în primul rând, trebuie să asigurate condiții optime oilor gestante. Să avem grijă la curățenie, umiditate. În momentul în care se produc fătările, să se îndepărteze placenta, miei să sugă, în primele 25-30 de minute, să sugă colostru și eventual să avem la îndemână probiotice care să le administrăm individual. Ajută teribil de mult în profilaxia acestei boli. Probioticile acestea cât se administrează? Ce doză?
În funcție de talie, 1, 2, 3, 5 ml, în același timp dacă vreți cu colostru. Diagnosticul se pune pe baza examenului de laborator. Din păcate, examenul de laborator ține cel puțin 2 zile. De ce facem examenul de laborator? Să precizăm agentul etiologic, care pune sămânțări din linfonodulii mezenterici, din os și din organe. În cazul izolării din os avem o manifestare septicemică a bolii, se face antibiograma. Dar nu neapărat dacă găsim colibacile, poți să afli doar la nivelul intestinului și practic boala e produsă de toxinele eliminate de colibacili. În funcție de antibiogramă, o să alegem antibioticul de rigoare. Aveți aici, mă gândesc, o paletă mai largă de produse care pot fi administrate. Da, absolut. Tratamentul se va face, constă în primul și în primul rând, în rehidratare rapidă și masivă. Putem utiliza de la banalele ceruri de mentă până la lichide speciale, cum avem produsul perfuzor, care se poate administra și oral, dar și injectabil, subcutanat sau intravenos, diferite doze în funcție de gradul de deshidratare, 20-50 de mililitri, chiar și mai mult, ideal de 2-3 ori pe zi. Colicile digestive le putem combate până administrarea intramusculară sau subcutanată a produsului Hidratavet, care e un antispastic de mare eficiență. Și oral la vom administra antibiotice conform antibiogramei, de preferat colibacilii sunt în general sensibili la colistin, produsul colistirom, și administrăm și injectabil cu amoxicolistin, o asociație dintre amoxicilină și colistin. Cât timp poate dura această administrare de tratament? Noi recomandăm minim 3 zile. Succesul, ca să revenim la terapie, constă în rehidratarea masivă și repetată de lichide poliunice, încă o dată cum ar fi perfuzorul. Din păcate, datorită variabilității serovariantelor de colibacil, la tineretul, la miei și la iezi, din păcate nu există vaccinuri, nu se pot utiliza produce, deoarece sunt încă o dată, sunt foarte multe variabilități. Ca să facem un autovaccin, e costisitor și turpinile pot varia și rata de insucces e destul de mare. De aceea preferăm să asigurăm condiții bune de igienă dietetice, respectiv tratament adecvat. Văd aici că aveți mai multe produse, bănuiesc că se pot administra fie în cazul tratamentului, fie apoi. Ca tratamente adjuvante se pot administra polivitamine, multivitarom, B1, B6, care se administrează inclusiv oilor gestante, dar și mieilor bolnavi sau relativ sănătoși. Acestea ajută la stimularea și ridicarea imunității, în eventuala prevenție a apariției acestei enterite colibacilare, care încă o dată are o rată de mortalitate, dacă este netratată, de 50-60%, poate chiar 80% din efectivul de miei.